Echipele de inspectori din cadrul ISU Timiș desfășoară activități de informare preventivă și control la operatorii economici cu activitate în domeniul recoltării cerealelor de la nivelul județului Timiș. Agricultorii sunt instruiți cu privire la regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor. Iată care sunt acestea. Este interzis fumatul pe utilajele și mașinile agricole când se execută recoltarea cerealelor. În perioada de recoltare a cerealelor, aprinderea focurilor pentru arderea miriștilor și buruienilor este interzisă. Lucrările de reparație executate pe câmp la mașinile agricole, precum și cele de alimentare cu carburanți, se vor face în locurile special amenajate la o distanță de cel puțin 10 metri față de suprafețele de pe care s-au recoltat cerealele. Respectând măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, strângerea roadelor câmpului se va face în condiții de, de plină siguranță.